Legendarul voivod al țării românești, Vlad Țepeș, a rămas cunoscut tuturor românilor pentru luptele cu turcii, pentru dreptate, cât și pentru pedepse. El făcea parte din ramura drăculeștilor a dinastiei Basarabilor, fiind descendentul lui Basarab I, întemeitorul Țării Românești și nepotul lui Mircea cel Bătrân, cel mai abil și mai influent domnitor al Țării Românești. Toate aceste lucruri sunt deja cunoscute de publicul larg, însă nu mulți știu ce s-a întâmplat cu urmașii lui Vlad. În primul rând, a avut acest vreun urmaș? Știm sigur de existența a cel puțin un fiu, Mihnea, care a rămas în istorie drept Mihnea cel rău. După moartea lui Țepeș, într-o bătălie pe lângă București în decembrie 1476, Mihnea va trece Dunărea și se va refugia la poarta otomană cu câțiva boieri loiali lui. Apoi va fugi de la Constantinopol la Buda și de la Buda la Sibiu, unde va încerca să-i atragă pe boierii țării românești de partea sa, însă ei vor rămâne loiali unchiului său, Vlad Călugărul, iar de la Sibiu se va întoarce la otomani, unde va aștepta momentul priernic să îi ia domnia. Și va aștepta ceva, pentru că atunci când va lua domnia, va fi aproape de vârsta de 50 de ani. Mihnea, după moartea vărului său, Radu cel Mare, a intrat în țara românească cu ajutorul turcilor și a ocupat Târgoviștea. Fiul lui Țepeș va încerca să întărească autoritatea domniei, precum tatăl său, iar din cauza asta, boierii i-au dat porecla de cel rău, care se pare că a rămas până ziua de astăzi. Mihnea cel rău ar fi putut la fel de bine să rămână în istorie drept cel viteaz, pentru că atunci când otomanii au declarat domn pe un văr de-al său, Vlad cel tânăr, Mihnea a abdicat domnia în favoarea fiului său, Mircea al iii și s-a pensionat la Sibiu. Mircea, fiul lui Mihnea, Nepotul lui Vlad Țepeș a domnit câteva luni, iar la începutul lui 1510 a abandonat și el țara românească, pentru că Vlad cel Tânăr, candidatul turcilor și favoritul boierilor, se apropia de Dunăre. Ironia sorții face că cei mai puternici boieri de la acea vreme, Craioveștii, au dobândit puterea și influența lor în vremea celei de-a doua domnie a lui Vlad Țepeș. Deci acești boieri care au atins un statut de putere datorită lui Vlad, îi vor alunga de la domnie pe fiul și pe nepotul acestuia. Revenind la Mihnea și pensionarea sa în Sibiu, prost loc și -a ales dacă mă întrebați pe mine, pentru că la Sibiu locuia și un pretendent din dinastia Dăneștilor, Danciu, fiul lui Basarab cel tânăr Țepeluș. Acest Danciu era însoțit de mai mulți boieri exilați de către Mihnea și într-un mod total surprinzător l-au prins pe Mihnea când ieșea dintr-o biserică și l-au masacrat. Însă până la finalul zilei, Mircea i-a prins și i-a ucis pe toți, răzbunându-și tatăl. Nepotul lui Țepeș a încercat de câteva ori să reia tronul, însă de fiecare dată a fost înfrânt în luptă și nevoit să se retragă. A murit prin 1534, pe când se năștea cel de-al doilea fiu al său, Petre Șchiopul. Cel mai mare fiu al lui Mircea a fost Alexandru Mircea. Foarte original numele, nu? Alexandru Mircea, precum străbunicul său, și-a petrecut o parte din viață în Imperiul Otoman, la fel cum va face și Mihai Viteazul peste 25 de ani, Alexandru își va cumpăra tronul de la otomani în 1568. Va păstra tradiția familiei și va executa un număr însemnat de boieri pentru a-și asigura tronul. Se pare că a făcut bine, pentru că a avut o domnie relativ lungă pentru acele vremuri, șase ani. El va pierde domnia după ce este înfrânt în luptă de moldovenii conduși de strănepotul lui Ștefan cel Mare, Ioan Vodă cel Viteaz. Însă, imediat după, turcii vor învinge pe moldoveni, iar Alexandru Mircea își va relua tronul. Fratele mai mic al lui Alexandru Mircea, Petre Șchiopul, în același an, va fi pus pe tronul Moldovei, după ce otomanii îl ucid pe Ioan Vodă. Domnia lui Petre Moldova se va asfârși odată cu viața fratelui său mai mare. Fiul lui Alexandru Mircea îi va urma la tron în țara românească, Mihnea, care va rămâne cunoscut în istorie drept turcitul. Lipsi de sprijinul fratelui său mai mare, Petre Șchiopul va fi alungat din Moldova, dar se va mai întoarce de două ori cu sprijin otoman. Dar haideți să vedem ce făcea în țara românească stră-stră nepotul lui Vlad Țepeș. Nu prea bine, pentru că avea de plătit un tribut anual uriaș către în alta poartă, iar boierii îl preferau domn pe Petru, fiul lui cu cel Bun. În 1583, Marele Vizir decide să-i acorde domnia lui Petru, iar Mihnea împreună cu familia sa este trimisă în exil prin teritoriile Imperiului Otoman. Aflat în exil, Mihnea nu va pierde timpul și va negocia neîncetat cu autoritățile otomane pentru a primi înapoi domnia, făcând promisiuni financiare uriașe. Orice pentru domnie, nu? Cred că locuitorii țării românești de atunci nu aveau vorba din ziua de azi cu dacă mai avea un Vlad Țepeș, pentru că el avea pe străstră nepotul lui Țepeș, care promitea să îngroape țara în datorii. În martie 1585, Murad al III-lea acordă din nou domnia țării românești lui Mihnea, același sultan care îi va acorda domnia și lui Mihai Viteazul, peste doar 8 ani. Cea de-a doua domnia lui Mihnea a fost una dezastruoasă, fiind marcată de nesiguranța în ceea ce privește asigurarea domniei pentru el și de creșterea taxelor pentru a-și permite să-și mențină domnia. Într-un final turcii, înlocuiesc un fiu de lui Ioan Vodă, deci un descendent de al lui Ștefan cel Mare. A mai încercat el să primească domnia de la otomani, însă fără rezultat, așa că a apelat la o metodă drastică de a lua tronul. S-a turcizat, adică a trecut la islam, luând numele de Mehmed. Această mișcare nu i-a adus decât titlul de bei de Nicopole, conducând astfel zona de graniță cu țara românească și fugind cel mai probabil din calea războinicului Mihai Vodă în incursiunea sa de la sudul Dunării din 1594-1595. Poate chiar a participat și la călugăreni. Nu am găsit nicio sursă care să confirme asta, dar e posibil. Mihnea a murit la doar 37 de ani, în 1601, în același an cu posibila sa rudă, Mihai Viteazul. El nu a mai apucat să-și vadă fiul pe tronul de la București. Fiul său, Radu Mihnea, urmându lui Mihai Viteazul la tron și domnind de patru ori în țara românească și de două ori în Moldova unii spunând că ar fi vrut să emuleze politica de uniune personală a lui Mihai Viteazul, vizând domnia ambelor state în același timp. Și asta va reuși parțial, întrucât între anii 1623-1627 el era domnitorul Moldovei, iar fiul său era domnitorul țării românești. Însă nu va exista o continuitate a încercării de a stăpâni ambele țări, iar ambii descendența lui Țepeș vor muri la o distanță de doar șase ani. Mai există un domnitor care se va pretinde fiul lui Radu Mihnea, Mihnea al treilea, care va avea o domnie de câteva luni și va muri la un an după ce își va pierde domnia. Dacă a fost cu adevărat fiul lui Radu Mihnea, înseamnă că linia domnitorilor români care străgeau din Vlad Țepeș a murit în 1660. La 184 de ani, după ce și-a găsit sfârșitul pe câmpul de luptă, temutul voievod. Uitându-ne în retrospectivă la domniile tuturor descendenților lui Țepeș, Putem vedea că nici măcar unul nu s-a ridicat la nivelul strămoșului lor, toți având domnii scurte și neînsemnate. Însă asta nu e neapărat vina lor, ci mai degrabă Vlad a avut norocul de a trăi într-o perioadă în care încă te puteai opune măreției otomane, contrabalansând supunerea otomană cu vasalitatea față de coroana maghiară. Iar odată cu moartea Ungariei în 1526, țările române nu vor mai avea puterea de a se opune niciun fel turcilor cu excepția scurtului episod al domniei lui Mihai Viteazul.